natura este atât de cooperantă încât trebuie să știți așa că simbiozele și micorizele fac ca totul să fie într-o armonie. Totul să fie într-o armonie. Copacii dau fructe care sunt frumoase, sunt colorate, sunt parfumate, sunt gustoase. De ce? Ca să le mănânce animalele. Cu ocazia aceasta, animalele lasă în bălegarul lor semințele copacului și într-o grămăjoară de îngrășământ fertil. Copacul nu se poate mulți singur, asta înseamnă cooperare. Copacii ruginesc toamna și lasă frunzele jos. De ce? Pentru că clorofila, care este o porfirină, îi schimbă atomul din centru de magneziu, îl transformă în fier și devine hem. Deci, hem creează hemoglobină. Animalele care mănâncă frunzele în timpul iernii au un aport de hemoglobină. Conurile brazilor, ale coniferelor și ciupercile care cresc toamna conțin glicocol. Glicocolul înlocuiește în primul rând apa din celule și ajută să nu înghețe iarna. Da? De exemplu, este o ciupercă Pluteus cervinus, în buretele cerbilor, care crește masiv în zonele arctice, unde e foarte frig. De asta nu îngheață animalele și supraviețuiesc. Vaca face balegă. Balega de vacă vinde copacul, vinde că copacul și-l ajută să îi crească rădăcini noi. Dacă pui o crenguță în radistin, așa se cheamă produsul, e în România, e la Cluj. Moi în radistin și îl pui în pământ, crezi rădăcini. Dacă iei și ungi o rană de pe copac cu balegă de vacă, se vindecă. Rana se vindecă. Noi cum ajutăm natura? Noi nu ne integrăm în natură. Noi nu suntem parte din natură. Vă dați seama, toată poluarea pe care o facem, apele nenorocite de sticle de plastic, pentru că le folosesc produse de unică folosință, tot fumul industrial, care poate fi eliminat cu invențiile pe care vi le-am arătat, care pot curăța apa, pot curăța aerul. Apa o curăță și viețuitoarele acvatice, tubifecidele, viermișorii din mâluri. Iau substanțele grele din apă, curăță apa de mizeriile chimice și de substanțele grele nocive. Și noi poluăm.
Ați văzut că Dumnezeu ne poate și ne-o face dacă suntem niște ticăloși și niște tâmpiți și niște lacuri. Ne elimină într-o clipă. Are toate mijloacele. Și gândiți-vă bine că inventatorii ăștia câteodată n-au ce pune pe masă. Mi-aduc aminte de Bordeanu. Am fost la el împreună cu Justin Capră. L-am găsit într-un apartament, avea 5 copii. Erau într-un apartament de 3 camere, ei, soția, familia și 5 copii. Și aveau pe masă motorul Bordeanu, care poate avea oricâte trepte de viteză, care poate urca și pe perete și merge pe apă. S-a mutat pe urmă la casa lui bătrânească. Casa bătrânească de la bunicu, coșmeria bunicului. Eu mergeam cu soția cu mașina și cumpăram câte un sac de cartofi, un sac de ceapă, ceva fructe, ca să-i duc să mănânce. Omul ăsta nu mânca. Pentru că era total dedicat activității pe care o făcea. Vroia să salveze planeta. Nici acum toată lumea s-a împrumutat de peste tot să facă o hală ca să poată începe o producție. Nu-i pasă nimănui, nu-l sponsorizează nimeni. Iar el poate să salveze planeta. Pentru că el e capabil să facă motorul pe apă, care e scufundat în apă, sau la suprafață și trage apa de dedesubt, apa cu minerale, pe care o pompează deasupra pe mine, pe apa aia, se formează plancton. Planctonul se mulțește rapid, moare repede, scheletele se duc în fund, sub formă de calcar, formează munți de calcar. Munți de calcar. Da? Absorb dioxidul de carbon din aer. Prima oară ideea asta s-a aplicat în Australia, dar n-a continuat. Nu aveau motorul pe apă. Bordea nu are motorul pe apă. Pănculescu. La Pănculescu situația e și mai interesantă. Are un aparat cu plasmă rece care merge pe un singur fir, care depoluează aerul, scoate fumul industrial, omoară virusii și bacteriile, decontaminează. Da? El e din Ploiești. Ploieștiul este nenorocit de poluare. A făcut și invenții de depoluare a apei. Pânculescu. Nu le pune nimeni în practică. Au niște primari idioți care nu înțeleg nimic. Și lumea e bolnavă de apă poluată, de aer infect. Și nimănui nu-i pasă. Gândiți-vă bine că vă bate Dumnezeu pe toți, la rând, până face praf. A, spuneți că n-ați făcut nimic rău. Ba da, nu v-a păsat. Ați fost niște ticăloși. Să nu uitați, acum e judecată de apoi. Acum se alege Bob cu Bob.
ce iese la suprafață, ce e bun. Restul sunt gunoi de grajd care nu merită să trăiască pe pământ. Vă doresc sărbători fericite și lumină în suflet și în minte, pentru că Dumnezeu te ajută atunci când faci ceva util. Dacă nu faci nimic util, te elimină, ca pe un gunoi. Sărbători fericite și lumină în suflet vă doresc și multă spiritualitate. Și implicați-vă!